Bună seara și bine v-am regăsit, stimați telespectatori, în emisie Reflector Analitic. Pentru ediția de astăzi ne-am propus să discutăm despre modul în care se desfășoară campania electorală în Republica Moldova, despre sondaje de opinie și tot ce ține de acțiunile politice din țara noastră. Invitatul ediției de astăzi este Victor Stepaniuc, ex-viceprim-ministru. Bună seara și bine ați venit, domnule Stepaniuc, în studioul postului nostru de televiziune. Bună seara. Domnule Stepaniuc, prima întrebare este una bănuiesc firească. Spuneți-ne, vă rog, cum se vede această campanie electorală, așa, dintr-o parte, din ochii deja unui reprezentant al societății civile, până la urmă? Campania electorală, trebuie să spunem că se desfășoară destul de încordat. Se simte o anumită tensiune și în societate și cred că și în lider, în cadrul acestei confruntări electorale. Pe de altă parte, cei care au anumită experiență de acum în problemele electorale, care au participat în politică în ultimii 25 de ani, menționează că, de fapt, condițiile care sunt create astăzi pentru candidați, sunt foarte nesatisfăcătoare. Accesul la mass media, problema banilor, problema finanțării, problemele acestea organizatorice. Observați dumneavoastră că, de fapt, candidaților li s-au dat pentru publicitate, pentru acces la alegător, mai ales prin intermediul mass media, doar ultimele două săptămâni în preajma campaniei electorale. Altădată, campaniile continuau 3 luni de zile, dintre care, aproximativ o lună și o jumătate, societatea avea posibilitatea să asculte mai multe puncte de vedere, să facă, să facă anumite concluzii față de candidați. Astăzi, din acei 11 candidați care noi avem în față, desigur, acces mai mare la mass media și sunt mai cunoscuți, pe de o parte este vorba de, probabil că 2 sau 3 partide politice și, pe de altă parte, este vorba de o parte din partidele acestea care nu au o pondere serioasă pe câmp politic, dar totodată se vede că sunt anumite resurse financiare și ei astăzi pleacă în teritoriu, se întâlnesc cu alegătorii și mai departe. Totodată noi vedem și această încercare, de fapt, a guvernării de a tensiona situația cu aresturile acestea, cu zvonuri diferite, cu atacuri asupra unor lideri a opoziției, asta se vede foarte și foarte clar. Și, desigur, trebuie să remarcăm și un alt aspect, aspectul credibilității acelor structuri de stat care organizează campania electorală. Să are în vedere Comisia Electorală Centrală, Curtea Constituțională, Administrația Publică Locală, parțial Guvernul, fiindcă față de aceste structuri, din păcate, nu există o încredere. Noi cunoaștem că dumneavoastră că, de fapt, chiar și lansarea campaniei electorale după hotărârea Curții Constituționale din 4 martie, este una foarte și foarte contradictorie și mai mulți lideri politici, inclusiv și candidații care azi participă în campania electorală, și-au expus punctul de vedere că Curtea Constituțională, de fapt, fără Parlament, fără un referendum constituțional, practic a modificat Constituția. Ne-a întors înapoi cu 15-16 ani în urmă, lucru nemai întâlnit, eu vreau să spun asta și ca politician cu experiență și ca profesor universitar care cunosc practica europeană în problema respectivă. Și cei mai mari constituționaliști, inclusiv din Republica Moldova, asemenea ca domnul Victor Pușcaș, Dumitru Pulbir și alte persoane, care personalități care și-au expus punctul de vedere. Că este, de fapt, o campanie, a fost o hotărâre foarte contradictorie, chiar ilegală, chiar anticonstituțională a Curții Constituționale. Dar avem ce avem. Campania electorală se desfășoară. Practic, ea se află pe ultima sută de metri, fiindcă ce a mai rămas? Câteva zile, 7-8 zile, 9 zile. Și trebuie să spunem că, de fapt, se văd acei câțiva candidați, 3 candidați, 4, care au posibilitate, ar putea să acceadă astăzi în turul 2 sau chiar să învingă din turul 1, fiindcă sunt și așa dispoziții în societate. Domnule Stepaniuc, reieșind din
experiența politică pe care o aveți dumneavoastră, spuneți-mi, vă rog, acordați atenție sondajelor de opinie? Pentru că în ultimul timp sunt destul de multe la număr pe care ne-l propune diferite instituții. Cum credeți? Eu chiar vă mulțumesc pentru această întrebare. Vreau să spun că nu aș avea nimic împotriva acestor structuri care fac sondajele. Eu cunosc multe personalități de acolo și nu ar vrea să-i învinuiesc din nimic. Totodată trebuie să înțelegem, și asta se referă în primul rând la, probabil că la telespectatorul dumneavoastră, care uneori își face închipuiri despre situația, anume din baza sondajelor. Sondajele sunt comandate și comanditarii de obicei urmăresc niște scopuri. Să dă Dumnezeu ca ei să urmărească niște scopuri nobile. Nobile, bune. De socializare, de educație a societății, de reflectarea unei realități obiective. Dar eu m-am convins ca politician și vreau să vă spun și ca profesor universitar cunosc, deci asemenea tip de manipulare, fiindcă este așa o știință care se numește tehnologiile politice. Și acolo, pe lângă toate celelalte tehnologii, este așa un tip care se numește manipulare. Manipularea, pregătirea, de fapt, cetățeanului, alegătorului pentru o anumită situație. Pregătirea lui. De fapt, inducerea lui în eroare. În cazul de față, eu consider că sondajele care au fost, mai ales în anul acesta, chiar înainte de campanie electorală, ele au fost încă prin luna aprilie, mai, iunie și așa mai departe, au început a promova anumiți politicieni care, în viziunea mea, nici nu ar intra în primii 10 politicieni din țară. Și aceia, dintr-o dată, așa au început a nimeri așa în planul 3, planul 4 și așa mai departe, deși ratingul lor, consider eu, că era foarte și foarte jos. De atâta vreau să vă spun, în mare parte nu trebuie crezut sondajelor care apar. Desigur, sondajele ca manipulare, ca deci, modalitate de a induce în eroare, ele uneori este un amestec dintre realitatea obiectivă și fals. Adică o anumită parte a informației ea poate fi corectă. Da? Chiar mă uitam la sondajele din ultimele luni. Nimeni nu încearcă să atace sau să diminueze, de fapt, prea mult, probabil, că rezultatele domnului Igor Dodon. Da? Igor Dodon, de obicei, el pe locul întâi, 30, 35, 37. Eu consider că el are acum, poate, mai bine de 37, probabil că e peste 40. Dar unele sondaje caută puțin să-i reducă. Și din contră, se promovează, deci, unele personalități, straniu pentru mine, de exemplu, promovarea doamnei Maia Sandu. Și sunt absolut convins, având în vedere că cunosc totuși administrația publică, elitele acestea locale le cunosc bine din majoritatea raioanelor, am avut, mă rog, experiența de aproape 20 de ani de activitate politică activă și trebuie să spunem concret că însă și în raioane, mai ales la centru și la sud, până nu de mult, toți vedeau că liderul numărul 2 este Andrei Năstase. Și mai mult ca atât, nu e vorba de 17-18%, dar era procent, așa consideram, noi vedeam între 25 chiar și 28 și mi s-au confirmat informația respectivă, inclusiv și de unele personalități care lucrează azi la Academia de Știință și la fel se ocup cu sociologie, fac sondaje și așa mai departe. Dar uitați, a apărut Maia Sandu atunci. Dar acum cineva, și inclusiv am observat că anumite canale de televiziune, anumite cercuri de intelectuali au promovat. Și când începi să analizezi cine să cie și cum să cie, toate structurile respective sunt legate iarăși cu structurile ongiste. Dar structurile ongiste la noi, fără să învinuiesc pe cineva, fără să ofensez pe cineva, în cea mai mare parte sunt finanțate de peste hotare. Acei care finanțează peste hotare niște structuri ongiste aici, de multe ori, uneori ar părea că au scopuri benefice, dar de fapt în mare parte ei se ocupă cu chestiuni geopolitice, mai ales la noi Republica Moldova. Trebuie promovat un anumit punct de vedere, anumite politici, anumite legi de perspectivă, trebuie formată opinia publică, așa cum dorește, de exemplu, Occidentul sau vecinii care au niște interese aici geopolitice și atunci haideți să apară niște
Și vedem chiar și în ultimele săptămâni niște băițași care sunt angajați de fapt politic în unele partide de dreapta și au organizat mitinguri și demonstrații și nu știu ce a mai făcut interesul, de exemplu, PLDM-ului la timpul respectiv, pe urma PD-ului, a Partidului Liberal, ies ca mari specialiști în sociologie, fac conferințe de presă și frumos povestesc care sunt rezultatele deci sondajelor acestea deci electorale și desigur e foarte stran. Lumea care cunoaște, de exemplu, eu știu multă lume care se descurcă, adică politicienii care mai cunoaștem noi și elitele acestea de 15-20 de ani, noi cam cunoaștem și știm de unde apar. Dar vedeți că se atacă de fapt mentalitatea mai ales a tinerilor, da? A oamenilor care nu trăiesc aici pe asfaltul Chișinăului, undeva departe. El privește televizorul de la Ocnița sau de la nu știu unde acolo, de la Basarabeasca și lui îi se pare că este adevărul în ultimă Absolut. Instanță. Da. Spuneți-ne, vă rog, la 30 octombrie vom avea alegeri libere, corecte, fără fraudări? Pentru că foarte mult s-a vehiculat acest aspect în campania noastră electorală. Desigur, eu mi-aș dori ca alegerile să fie corecte. Totodată, în viziunea mea, s-au creat mai multe premize și ele sunt evidente de acum, astăzi pot fi înregistrate, aceste premize, ca alegerile să fie fraudate. Pe de parte, vă spun, faptul că s-au înregistrat în Republică circa 3.200.000 de alegători. Deci asta e un fals. Eu afirm foarte concret, ca profesor de istorie, care știu ce înseamnă statistică, care știu a face comparații, nu e vorba de mine, e vorba că orice profesor de geografie, de istorie, face lucrurile acestea. În Republică, în viziunea mea, chiar dacă noi nu avem aici o statistică absolut ideală, de ce nu avem o statistică? Din cauza că, uitați-vă, datele ultimului de 5 săptămâni sunt blocate. Și eu afirm, sunt blocate intenționat. Nu este vorba că acolo s-au făcut niște greșeli. Acolo s-au făcut niște greșeli. Dar greșeli au fost și în 89 și în 2004 când s-a făcut recensământul populației. Mă rog, erori. Omul se greșește și de obicei în cadrul chiar acestor recensemente și în alte țări se dă deci această marjă de eroare deci până la 3%, plus minus 3%. În cazul de față, după cât am eu informații din această, deci, biroul de statistică de la anumite persoane, ni s-a spus că sunt ne grăbim. Adică ei nu se grăbesc, de fapt. Ei imitează uneori și îmi pare mi-e rușine când de la guvern, din guvern să dau indicații că ia cată voi acolo să faceți regulă și nu, să face show. Ca populația să înțeleagă acolo, da, de fapt, să muncește, ea că de grav. Dar, de fapt, noi avem aceste, vă spun, 3.200.000 de alegători, 200.000. Lucrul acesta se face într-o eroare și vă spun de ce, din cauza că în baza codului electoral de listele electorale răspunde și administrația publică locală, și ministerul respectiv, și Comisia Electorală Centrală. În cazul de față, primarii recunosc că listele le vin de la Comisia Electorală Centrală. Și el îmi spune, concret, domnul Stepaniuc, eu văd că eu am aici abia 8.000, dar mie mi-a dat, de fapt, 9.200. I-a dat cu 1.000 mai mult. Și zice, într-adevăr, listele acestea sunt învechite. De unde le-au luat? Ei le-au luat cu 4-5 ani în urmă. Adică, practic, în ultimii 4 ani de zile, Comisia Electorală Centrală nu a lucrat cu administrația publică locală să facă acest lucru. Eu vreau să îi aduc aminte, doamnei președinte a Comisiei Electorale Centrale, când a fost creată încă comisia în frunte cu domnul Știrbu, era Eugen, președintele Voronin atunci a întrebat, dar ce o să fac cu oamenii ăștia 4 ani de zile, pentru ce se primească ei salariu? Ei acolo lucrează vreo 30 de persoane, pentru ce se primească salariu degeaba? Și până la urmă s-au argumentat că așa e în orice țară și oamenii aceștia se ocupă cu verificarea listelor, cu coordonarea, cu ținerea sub control, dar totodată ei caută să devină o comisie electorală credibilă pentru toate forțele, doar forțe politice opozante, sunt toată lumea există. Există extremism de tot felul. Și statul trebuie să organizeze inclusiv cu această autoritate importantă care se numește Comisia Electorală Centrală, trebuie așa să organizeze procesul electoral ca noi să nu avem dubii, noi să nu ne învinuim unii pe alții de falsificare.
Doar haideți să ne aducem aminte ce s-a petrecut la 7 aprilie. Vreau. Tinerii au ieșit în stradă invocând ideea falsificării alegerilor. Și era un mare politician la noi, care nu vreau să-l pomenesc numai decât, că nu are rost, care striga: eu am 21 de mape și cum au falsificat comuniștii alegerile la Chișinău, unde primar este deci membrul lor de partid, domnul Chertoacă, este primar general. Și a spus: s-au falsificat, am 21 de mape, mă duc în judecat. Și îi spuneam: domn Mihai, calcheam Mihai pe politician. Îl întrebam pe 2010: dar ce nu te duci mai în judecat? Uite, de-am trecut un an de zile. Lasă că eu am să fac regulă. O trecut 7 ani de zile. Și acum întreb tinerii care au fost la 7 aprilie: vouă nu vă e rușine că pe voi am dus de fapt în halul ăsta în eroare? Întreb pedagogii, mulți dintre care au fost în stradă atunci: unde este eroarea? Eroarea atunci nu a fost demonstrată. Și guvernanții actuali, le spun telespectatorilor, au avut 7 ani de zile să demonstreze că comuniștii au falsificat alegerile. 7 aprilie s-a făcut... Anticipați, de fapt, întrebarea mea. Spuneți-mi, vă rog, de ce după 7 ani nu cunoaștem adevărul despre ceea ce s-a întâmplat la 7 aprilie 2009? Nu a fost voință politică? Nu au existat probe? Nu? Ce a fost acolo? Eu cred că nu a fost voință politică. Din ce cauză? Din cauza că, de fapt, vinoveții astăzi, în mare parte, sunt la guvernare. Eu nu exclud, cum spunea un procuror, că ca să găsim, și noi practic am găsit vinoveții, dar din păcate ei sunt în ambele tabere. Adică este necesar ca să vină a treia forță. Noi sperăm, poate s-a întâmplat asta în 2018, ca să se elucideze. Dar chestia că, de fapt, vandalizarea clădirilor Parlamentului și președinței, care a costat 600 de milioane daun adus statul acesta, bugetul acesta, și nimeni, de fapt, din organizatori nu a fost tras la răspundere. Fiindcă în alte țări, oamenii aceștia stau ca criminali de stat la pușcărie, pe mulți ani. Tot ce a fost încercare de lovitură de stat. Da, ea nu a fost lovitură de stat. Lovitura de stat poate că nu a avut loc din cauza că președintele Voronin singur o ce-a dat. Și o ce-a dat ilegal. Voronin a făcut altă ilegalitate. Fiindcă el, având în mână suverenitatea poporului, 60 de mandate, el a ce-a dat această putere în 29 iulie. Prima etapă și la etapa următoare, la 11 septembrie. Și ambele aceste acte, și din punct de vedere politic și din punct de vedere juridic, deci este o ilegalitate. Dar s-a săvârșit, nu vreau să spun că din prostie, dar și din trădare, dar s-a săvârșit probabil că și dintr-o cauză și din altă cauză. Spuneți-ne, vă rog, atunci când vorbim, iată, despre alegerile prezidențiale care nu au fost în Republica Moldova aproximativ 20 de ani, ce trebuie să accepte noul președinte care va veni, indiferent cine va fi el, care va fi politica raportată la vecinii noștri? Eu vreau să spun, în primul rând, că noi trebuie deodată să ne facem viziunea aceasta concretă, clară. Ce vrem noi ca stat? Noi vrem ca acest stat să prospere? De ce aș întreb? Și aici e vorba, în primul rând, de această forță organizatoare, mobilizatoare, care sunt elitele politice în societate. Din păcate, noi cu elitele politice o ducem destul de slut. Nu suntem noi unica țară, că unii la noi au intrat într-o apatie, că gata, această țară nu are nicio perspectivă. Din păcate, asemenea perioade au existat și în istoria altor state, uneori ele au durat decenii și decenii, chiar secole. În cazul Republicii Moldova, noi avem experiența aceasta de 25 de ani. Am avut permanente lupte între elite. Această luptă între elite se lămurește în viziunea mea și din cauza caracterului nostru, a moldovenilor, o leac scandalos. Nu e cel mai rău caracter. Noi, în general, suntem harnici, suntem muncitori, suntem buni la inimă, dar suntem uneori scandaloși, ne aprindem așa de la nimicuri. Și incapacității, din păcate, a elitelor noastre de a vedea lucrurile sistemic, adică în perspectivă, cel puțin cu un pas, cu doi înainte. A treilea... Probabil acest lucru se datorează și lipsii de experiențe, pentru că oarecum este adevărat suntem noi. Eu vreau noi. Să vă spun că este aici adevărat. Nu atât că noi suntem noi. Desigur, noi avem experiența veche, istorică, statalității, da? Ce a fost până la secolul XIX și toate problemele acestea din secolul XX. Dar mai ales în ultimii 200
300 de ani, statalitatea noastră, adică noi moldoveni, am fost într-un fel de autonomie, adică noi am fost de fapt în planul 2. Da, noi am guvernat acest teritoriu, da? Dar l-am guvernat sub un anumit dictat. Ori a fost a Moscovei, ori a fost a Peterburgului, ori a fost a Bucureștiului. Azi, vedeți, insistăm că noi avem independență și suverenitate, dar chiar și această campanie electorală se face sub, mai mult sub aspect geopolitic, sub vector geopolitic. Și chiar până la urmă iese cineva la televizor și ne spune înspre Europa. Noi vrem înspre Europa. Câțiva candidați, da? Slavă Domnului, alții vor înspre Moscova, dar cel puțin nu vorbesc la fiecare pas despre asta. Și despre ce vorbește? Că factorul geopolitic pe noi ne dezbină foarte și foarte, foarte mult. Și atunci, în acești 25 de ani, nu ne-a reușit ca elitele noastre să consolideze societatea. Și eu, de simplu, consider că președintele statului, noi în ultimii ani, 7 ani, practic nu am avut președinte, fiindcă noi cunoaștem, și ca istoric încerc să vă spun, sunt faptele care le-a făcut președintele Sneagur, cu independența, cu greșelile, cu privatizarea, cu niște iluzii care le-a avut atunci și așa mai departe. Președintele Lucinski, care a încercat să modernizeze țara, cel puțin în declarații, nu i-a prea reușit. Președintele Voronin, care în opinia mea a făcut probabil cel mai mult, fiindcă el totuși are capacități organizatorice, el are o experiență foarte mare, el e un om volitiv, e un om destul de inteligent și așa mai departe. Adică ca organizator, ca un președinte dur, bine format, ideal. Desigur, el a făcut niște greșeli. Eu spun că greșelile sunt grave după 2005 și mai ales la 2009. Președintele Voronin a adunat la anumite echipe, într-o anumită perioadă, o echipă foarte puternică, bună, a fost chestiunea asta fixată și în țară, și pe psihotare. Care a acumulat și experiență. Experiență foarte bună. Și slavă Domnului, eu cred că noi am învățat, și noi și alții, de la dânsul foarte mult, chiar și opoziția. Dar președintele Voronin a rămas în urmă la o temă foarte importantă, consolidarea societății. Atâta timp cât societatea e divizată geopolitic, cultural, civilizațional, în două, da? Noi aici avem o problemă. Atâta timp cât există problemele acestea separatiste, da? Transnistria, anumite elemente și în alte zone. Deci noi aici avem o problemă. Problema consolidării, problema compromisului, problema dialogului. Și acest dialog politic cu oamenii care sunt patrioți, care vor să muncă, n-are importanță că ei sunt conservatori, liberali, comuniști, socialiști. Nu are asta importanță. Fiindcă ideologia, în general, asta e o metodă de soluționare a problemei, da? Tu vii cu viziunea ta socialistă sau comunistă sau... Reieșind din doctrina pe din care doctrină și din situația reală, obiectivă, din situația în care se află statul tău și din punct de vedere geopolitic și economic și tradițional și... Da, și așa mai departe. Și președintele Voronin nu a făcut acest lucru. Adică ideea aceasta a dialogului social, ea a fost începută, trebuie să recunosc că ea a fost începută. Inclusiv și la inițiativa mea, că, mă rog, am fost o anumită etapă a doua persoană în partid. Dar nu s-a dus lucrul la capăt. El s-a început și s-a lăsat așa baltă. Noul președinte, pe lângă problemele economice, pe lângă problemele deci care o să trebuiască să le soluționeze, așa spunem noi, urgent, politica externă mai ales, da? Trebuie să recunosc, fără să super pe cineva, că, mă rog, cineva să mai supără, împuternicerile, din păcate, sunt foarte redus. Pentru a schimba azi lucrurile în țară, trebuie un președinte cult, puternic, o persoană care e capabil să meargă la anumite compromisuri și o persoană foarte inteligentă, care trebuie să vadă, vă spun, și primul pas, și a doilea, și a treilea, și să nu-și facă nici dușmani interni, nici dușmani externi. Desigur, repet, criminalii, hoții de miliarde, acei care nu permit în țara asta dezvoltarea economiei, monopolurile, oligarhiile,
ele sigur trebuie dispăiate, ele trebuie lichidate, ele trebuie pedepsite, ele trebuie în cele din urmă deci aduse în limitele legislației și în limitele Constituției. După Constituție, economia noastră este social orientată. Asta înseamnă că, de fapt, dezvoltarea micului business se prezumă. Noi nu avem azi în Republică micul business, el e distrus tot. Ei, oamenii sunt plecați, care în România cu business-ul, care în Ucraina. Moldovenii noștri sădesc vii, lucrează la fabrici de vin în Rusia, la sudul Rusiei. Din cauza că ei acasă nu pot să-și facă afaceri. Deci statul și aparatul de stat este incompetent, este corupt și președintele o să vrei să facă. Dar apare întrebarea, cu cine o să facă dumnealui din noiembrie 2016 până în alegerile din 2000? Desigur, el, în viziunea mea, trebuie să facă maxim posibil ca să convoace alegeri parlamentare anticipate. Dar aici eu întrevăd, deci o mare problemă care o să aibă președintele, acest se numește geopolitică. Eu sunt convins că o să învingă, sunt convins, dacă nu o să fie fraude prea mari, că o să învingă un candidat de stânga, aș pretează chiar să numesc asta, eu cred că o să învingă Igor Dodon, dar dacă nu o să fie fraudate. Dacă alegerile o să fie fraudate, sigur societatea o să rămâi cu o rană foarte adâncă, această încrâncenare deci politică o să rămână și nu este clar dacă nu o să iasă oamenii să protesteze. Domnule Stepaniuc, spuneți-mi, vă rog, diaspora poate schimba accentele în această campanie electorală? Are un cuvânt ea greu de spus? Eu cred că diaspora este un factor foarte important și economic și social pentru Republica Moldova. Și desigur este absolut corect și legitim să creeze maxim posibil condiții ca oamenii aceștia să participe în campanie electorală, să aibă dreptul de vot. Noi am observat și în anii trecuți, în campaniile trecute și se vede așa acum concret că guvernarea de fapt nu dorește a crea, mai ales diaspori care lucrează la Moscova, adică în Federația Rusă, să creeze condiții. Toate datele demonstrează că de la 500 până la 700-800 de mii de oameni lucrează astăzi în Federația Rusă. Pentru acești 600, de exemplu, de mii de oameni, s-au deschis doar 8 secții de votare. Se cunoaște că legislația permite că la orice secție de votare să voteze nu mai mult de 3.000 de alegători. Înmulțăm 8 cu 3, 6, 24 de mii. Despre ce echitate și echilibru se poate de vorbit, dacă în Italia se deschid 19-20, da? La 100-200 de mii de oameni, dar în Federația Rusă la 500-600 de mii de oameni se deschid numai 8. Se vede foarte concret că, de fapt, guvernanții nu doresc ca diaspora, deci care se află la Moscova, deci acești cetățeni să voteze. Să cunoaște că acești cetățeni pot vota mai mult pentru partidele de centru și de centru stânga și nu se creează condițiile necesare. Mie mi se pare că în această problemă poartă o vină oarecare și opoziția, fiindcă opoziția trebuie să fie mai activă, să scoată poate chiar și lumea la protest pentru chestiunile. Se vede evident că alegerile pot fi fraudate. Sunt câteva momente. Noi de acum am vorbit de chestiunea alegătorilor, 3 milioane, când în realitate, de fapt, alegătorii, eu consider că sunt doar 2.200.000. Fiindcă în țară locuiau 3.350.000 ca cetățeni. Deci în 2004, la cinsământul. De atunci, din țară, a plecat foarte multă lume. Cel puțin peste 220-230 de mii au rupt orice legătură cu țara de acum în ultimii 10 ani de zile. Dacă scădem oamenii aceștia, se vede foarte concret că populația este sub 3 milioane, dar legături asta cel puțin minus 700 de mii. De ce spun 700 de mii? Din gând că 700 de mii sunt copiii și tinerii care încă nu au atins vârsta de 18 ani. Și dacă facem toate operațiile acestea matematice, se vede foarte simplu. 2.800.000-2.900.000 de cetățeni și aproximativ 2.200.000. 2.900.000 minus 700 de mii. Astea sunt cifrele mele și eu sunt gata să merg în orice sală cu orice Comisie Electorală Centrală și încercăm să medităm asupra lucrurilor. Comisia Electorală Centrală se ascunde în spatele unei că acestea sunt cifrele oficiale oferite de Ministerul dar dumneavoastră sunteți obligați să le verificați.
Mai mult ca atât, răspundeți pentru veridicitatea lor. Nu atât administrația publică, locală și tot. Ei, de fapt, toți răspund. Dar instituția care pune punct în întrebarea asta este Comisia Electorală Centrală. Și atunci apare întrebarea. Comisia Electorală Centrală ne dă mai mulți alegători și totodată ne dă mai multe secții, mai puține secții de votare, deci la Moscova. Doar 8, adică în Rusia. Când se cunoaște că cel puțin în 7-8 regiuni, deci ar trebui să avem la Moscova 40-50 de secții de votare, adică în Federația Rusă. Și respect, opoziția trebuia să fie în problema asta mai activă. Și acea de stânga și acea de dreapta. Aici nu are importanță. Desigur, ar fi bine în viziunea mea ca oamenii în perioada asta, oamenii din diaspora, care retrăiesc pentru situația din Republica Moldova, că oamenii retrăiesc, a se vede și pe rețelele de socializare, și în scrisori, și în adresări, acei le care... Le pasă de... Da, le pasă. Mai mult ca atât, ei telefonează acasă, vorbesc la Skype, le spune de cum îi sfătui cum să voteze și așa mai departe și ei... Ar fi bine ca să-și iei totuși concediu și să vină acasă și să facă, fiindcă de fapt ei sunt însemnați ca cetățeni, ca alegători la locul de baștină să vină și să voteze, fiindcă în cele din urmă este vorba despre soarta țării, da? Este vorba despre soarta următoarelor generații. Vedeți că cu toate greutățile care sunt, totuși, cea mai mare parte a diasporii, adică a gastarbeiterilor plecați, ei trimit bani acasă. Ei încă speră că țara asta poate fi ridicată în picioare, îi trimit părinților, copiilor, buneilor și retrăiesc. Retrăiesc chiar dacă le place și Franța și Canada și se bucură că trăiesc acolo, dar pe de altă parte retrăiesc că au părăsit Moldova și aici trebuiește pus ajutor. Cum vedeți dumneavoastră această decizie a CEC-ului de a nu înregistra 4 candidați, dacă nu mă înșeală memoria? A fost o decizie corectă, văzut așa din afară, fără a avea poate probele propriu-zis pe care le invocă ei? Eu nu am probele, să învinuiesc cineva la tema respectivă. Poate că și poate și... Poate și da și poate și nu, da? Da, poate că au fost motive, poate nu au fost motive și așa mai departe. Cuiva i-a încurcat, eu știu acolo, cuiva i-a încurcat Tarleu, da? Cuiva i-a încurcat Mihăieș și așa mai departe. Sunt și anumiți spoileri. Ce înseamnă spoiler în campanie electorală? Adică oameni care sunt introduși special pentru a dezorganiza, deci liderii campaniei, cei care să văd că pot fi potențiali învingători. Cum vedeți această inițiativă de candidat unic? Chestiunea candidatului unic, sincer vorbind, eu ca politician o sprijin. Candidatul unic eu l-am văzut pe centru. Eu consider că sondajele noastre care le face de multe ori, mai ales am anumite încrederi față de deci specialiști de la Academia de Știință, da? Că eu cunosc și știu că sunt oameni. Și am vorbit cu unii dintre ei și le spuneam, dar de ce dumneavoastră de fiecare dată puneți întrebarea mai mult în spațiu geopolitic, în sens geopolitic, da? Integrarea europeană sau integrarea cu Uniunea Vamală. Doar în țară sunt foarte mulți cetățeni și eu consider că bazinul acesta crește an cu an, poate 30, 40, poate chiar și 50%, oameni care vor fie deschis ambii vectori. Deci și le aduc și niște argumente, și istoric. De da, fapt. Moldova a fost tot timpul nu numai cu răsăritul, dar a fost și cu Occidentul. De fapt, Moldova a fost la anumite etape când a fost stată independent și a avut posibilitatea să-și facă politică externă independentă, mai ales perioada lui Ștefan cel Mare. 14 tratate internaționale. Mai mult decât țara românească, mai mult decât Ungaria și decât Polonia, care erau țări mai puternice, Polonia și Ungaria. Ștefan avea mai multe tratate cu vecinii și cu cei mai apropiați și cu cei mai îndepărtați. Și vecinii erau și din Occident, și din răsărit. Deci, domnitorul nostru, la moment, a înțeles ce înseamnă și locul Moldovei. Locul Moldovei este unul între spațiile geopolitice. Că noi suntem legătură, noi nu putem să facem dușmanii cu unii și să facem cu alții mare prietenie. Adică nu putem să jucăm geopolitic. De atâta încerc să spun că chestiunile astea asupra lor trebuiesc meditate. Trebuiește ca viitorul, repet, președinte să aibă posibilitatea aceasta să conlucreze cu ambele spații, dar desigur lui trebuiește un parlament. Lui trebuiește opinia publică, lui trebuiește acest consens. Consensul el trebuie să-l creeze. Eu nu aș vrea să spun că de acum dacă cineva din cei doi
eu presupun că o să fie 2, da? O să iasă în turul 2, o să învingă. Dar indiscutabil că ei reprezintă astăzi niște spații geopolitice. Mi-am dorit candidatul unic, ca el să nu fie candidat unic pe dreapta sau pe stânga, dar să fie un candidat unic a opoziției unite. E că noi am văzut opoziția noastră unită, de fapt, în cadrul protestelor din 2015, când la o anumită etapă cei de la platformă, cei de la partidele, unele partide de centru-dreapta și cu cei de la partidele de centru-stânga și mai departe, s-au văzut într-o singură deci mișcare, da? Alegeri anticipate, jos guvernarea, jos hoței de miliarde, deci comisie internațională în problema respectivă și mai departe. Mie mi s-a părut și eu consider că asta e adevărat, fiindcă având în vedere conflictul acesta geopolitic, noi avem nevoie de această, nu de scindare suplimentară, dar de un anumit, vă spun, consens în interesul Moldovei. Adică interesul geopolitic trebuie lăsat în planul 2. Și mesajul care îl promova și domnul, trei policieri am observat la tema asta, și domnul Dodon, și domnul Năstasă, și chiar și domnul Usatăi, el mie mi s-a părut consolidator. Și consider că dacă se întrunea într-un form mare național sub conducerea acestor trei partide, încă 20, inclusiv cu ONG-uri, care oamenii au căzut de acord. Oameni buni, noi suntem și fiondanim geopolitic, cum se numește limba, cum se numește neamul și așa mai departe, și noi pierdem, de fapt, cetățenii, noi pierdem țara. Și candidatul unic trebuie să îndeplinească această funcție, el trebuie să fie unul de compromis, da? Probabil că nici a nostru, nici a vostru, dar hai să găsim o personalitate în societate care ar putea să, ca un înțelept să fie, cum spunea cândva Platon, da? Un filozof, care la etapa asta de tranziție o să lucreze, o să joace rolul acesta de consolidator, o să vină și o să spună, haideți să facem un guvern de coaliție, deci de salvare națională, da? Și atunci am luat de la partidul dumneavoastră cei mai buni economiști, dincolo am luat cei mai buni specialiști în agricultură, dincolo cei mai buni diplomați. Și astăzi echipele partidelor politice, majoritatea absolut, cu mici excepții, sunt echipe slabe, nepregătite, din cauză, de mai multe cauze. În primul rând că lumea a mai plecat și s-a slăbit, inclusiv elitele locale, practic. Ce se întâmplă cu partidele extraparlamentare? Pentru că avem, dacă mă înșel în memoria, vreo 45 înregistrate. Active, câte? Ne ajung degetele la o mână să le numărăm. E problema finanțării și e problema, deci, degradării social-economice, fiindcă dumneavoastră fără bani nu o să faci un partid, plus de asta, elitele locale nu prea au, deci, dacă cândva ele existau, mai exista acolo niște afaceri, funcționau întreprinderile, colhozurile, una alta, acum ele nu funcționează. Și noi astăzi avem întregi teritorii care stau pe spatele, de fapt, guvernului sau așteaptă, cum am văzut niște primari la, la o televiziune, care îi așteaptă de la nouă președinte granturi. Adică primarul, în loc să propună el soluții economice, sociale, de ce a alege satul, sau a alege de că el se consideră cel mai bun gospodar. Adică nu cel mai bun cerșător, dar cel mai bun gospodar. Și în sensul acesta, chiar și în această campanie electorală, dumneavoastră, noi toți trebuie să ne orientăm la niște oameni care au oarecare biografie, care au realizat niște lucruri în viață, care știu ce înseamnă economie, ce înseamnă agricultură, care știu ce înseamnă relații internaționale, care se descurcă leacă în diplomație, care nu o să aștepte numai indicații de la Washington sau de la Moscova, nu o să umble permanent cu, cum spun moldovenii, daite, cu mâna întinsă. E timpul de adunat societatea, de adunat mințele luminate, specialiștii și, vă spun, de lăsat geopolitica și ideologia într-o parte, și de lucrat. Și în sensul acesta, partidele acestea extraparlamentare, multe dintre însele care eu le cunosc și care au acolo anumite grupuri mici, dar din păcate vă spun, eu cunosc situația, majoritatea e problema, în principiu, problema financiară. Că vreau să vă spun că guvernarea de fapt tot nu a stat cu mâinile în sân. Când apare pe arenă un care partid care prezintă un anumit risc, ei știu așa ușor să închidă robinetele pe tot locul, să preseze anumiți oameni, să le iei afacerile și așa mai departe. Și să face o anumită izolare. Și nicătând la aceasta,
În viziunea mea, în viitorii ani, 10-15 ani, eu cred că noi o să avem pe arena politică mai puține partide. În general, eu sunt în dreptul personal Republicii Prezidențiale Americane și sistemului bipartid american. Da, partide poate să rămână mai multe, dar până la urmă vedeți cum americanii, cu toată democrația lor, dar ei sunt nevoiți să aleagă doar din două partide. Ieri au fost democrații și, de exemplu, au prăbușit niște politici și eu sunt foarte supărat, de exemplu, ca alegător față de dânși, dar pe unul vin republicanii și fac încă mai rău. Și atunci eu, cu toată supărarea față de democrații de 4 ani de zile, dar mă duc la dânși și mă uit, băi, dar hai că nu-s mai fost chiar. Dar poate că, uite, acela, olea, că îmi pare că nu-i bun, dar uite, restul, echipă, și eu mă duc și particip activ în viața politică. Încerc acolo ca alegător să presez, să critic pe cineva, dar pe cineva să-l aud. Și partidul este nevoit să țină cont de părerile mele, să mai schimbe, olea, că politicile, să mai schimbe accentele, să mai schimbe oamenii în echipă și observa ce fac americanii. Democrații vin cu altă candidatură. Dacă au venit cândva cu Obama, acum vin cu doamna Clinton, eu nu știu cu cine o să fie ei peste 4 ani de zile. Dar dacă le reușește, acest partid poate fi și de 4 ori, și de 5 ori, și de 6 ori. Asemenea partide în Moldova, care au asemenea strategie și potențial, din păcate sunt foarte puține, dar eu mă uit și anumite, inclusiv și guvernare, noi o criticăm, da, ea ineficientă, da, dar și acolo sunt anumite specialiști sunt și acolo. Problema opoziției, când dumneavoastră m-ați întrebat de candidatul unic, e că opoziția dacă se une într-un bloc unic, cu un candidat unic, victoria era din primul tur, fiindcă guvernarea astăzi are 20%. În realitate, are 20%. Să ajungă ea la 50% și să iei puterea, ea e imposibil. Dar scindarea candidaților, e ca acești 3-4 care au acum posibilitatea să iasă în turul, nu, 3, să spunem așa, Dodon numai decât, și încă cineva pe dreapta, ori Lupu, ori, de exemplu, Maia Sandu, da? Atunci, astăzi, guvernarea are mai multe posibilități de a frauda, de a induce în eroare, de a face diferite confuzii și eu să mai fac provocări, să vede asta de acum după decurgerea acestei campanii electorale. Totodată, da. Eu sper că o să termine campania electorală totuși fără mari scandaluri. Noi totuși, eu cred că în 25 de ani ne-am făcut mai înțelepți și poporul și elitele. E o campanie electorală complicată, dar în mare parte trebuie să stăm foarte atent, mai ales cei care reprezintă astăzi într-un fel elitele intelectuale, da? Electoralii se află în cea mai grea situație acum, fiindcă ei, pe de o parte, parcă ar vrea cu Europa, pe de altă parte, ei înțeleg că toți pro-europenii, de fapt, sunt discreditați. Și mai mult ca atât, nici nu au echipe pentru a schimba situația. Sunt echipe de cerșători, repet, fiți atenți, echipe de cerșători. Uite, au furat miliardul, l-au pus pe spatele acum a poporului și ce vor să facă? Așteaptă când o să fie semnat un tratat nou cu banca, cu Fondul Monetar Internațional. De fapt, ați anticipat ultima întrebare a mea în cadrul acestei emisiuni. Cum ați reacționat atunci când ați văzut că președintele țării a promulgat această lege din furtul miliardului de a fi plasat pe umerii noștri? Și tot în același context vreau să vă întreb, care e rolul Fondului Monetar Internațional? Depindem noi chiar atât de mult de el? Până la urmă, cineva specula că a fost o recomandare a Fondului Monetar. Poate avea loc asemenea recomandări sau mai bine anumite sugestii, în anumit context. Eu mi-e greu să presupun din cauza că comportamentul Băncii Mondiale, reprezentanților lor aici și fondul, au fost de fiecare dată diferiți, au fost și oameni culți care au venit numai cu anumite recomandări, dar au fost și anumite presiuni. Eu cunosc asemenea presiuni la anumite etape, de exemplu cu optimizarea școlilor. S-a presat foarte mult după 2005. Eram vice-prim-ministru de acum în 2008 și toate presiunile astea le-am simțit și eu și domnul Dodon, doamna Greceanu atunci și așa mai departe. Dar am rezistat. Adică nu spun că n-am făcut anumiți pași spre un anumit compromis. Am încercat să propunem. Dar e una să propui închidere la 14 școli și altceva să închizi cum închizi doamna Sandu 230. Sunt lucruri diferite. Ia că din 5.000 de profesori, 4.000 acum sunt în stradă, după reformele făcute de domnia sa. Nu este pedagog, e un economist, e un economist cu viziuni liberaliste, ei știu numai una, eficiența economică. Pentru că nu interesează protecția socială, problemele sociale, satul care poate să fie lichidat și așa mai departe. Și de atâta spun, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional, de fapt, sunt bănci.
Dar băncile au nevoie de eficiență financiară, adică ei trebuie să dea credit și să-l primească înapoi. Pentru că de multe ori nu e interesat de dezvoltarea țării. Ei îți dau niște recomandări ca să le îndeplinești în așa fel ca tu să ai posibilitate să întorci banii înapoi băncii, dar e altceva dacă tu ai să faci dezvoltare în țara ta. Președintele, deci nostru, președintele statului, președintele Timofte, eu cred că a greșit grav. Asta e probabil că e cea mai gravă greșeală care el a făcut în toți anii, deci, guvernării. Eu cândva, când a venit dumnealui ca președinte, am spus, eu îl cunosc ca un jurist bun, de calitate, dar eu cred că dumnealui nu este pregătit pentru politică. Politica, de fapt, e o chestiune care îți trebuie un anumit etap, experiență. Eu mă cunosc pe mine tânăr cum eram și înțeleg acum. Și multe lume spune, Victor, uite, tu atunci erai așa pregăt simplu, dar uite, am uitat, multe lucruri le înțelege. Adică spun, trebuie experiență. Președintele n-a avut, și trebuie caracter, și trebuie moralitate. Când cineva a încercat să-l propună pe Plahotniuc prim-ministru, președintele a avut parcă caracter. Și caracter trebuie să aibă și în cazul ăsta. El doar înțelege că banii au fost furați. El e judecător doar. Banii au fost furați. Cine trebuie să răspundă? Domnule judecător Nicolae Timofte, pentru banii furați. Poporul trebuie să răspundă. E rușine asta. Și vă spun, asta e o gravă greșeală a președintelui Timofte. Domnule Stepaniuc, eu țin să vă mulțumesc din suflet pentru amabilitatea de a participa la această emisiune. Vă așteptăm și cu alte ocazii, pentru că multe aspecte urmează a fi elucidate împreună. Stimați telespectatori, în studio a fost Victor Stepaniuc. Eu vă mulțumesc pentru atenția care ne-ați urmărit. O seară bună. Rămâneți alături de noi.